Da, da, da. Bună seara, doamnelor. Bună seara, domnilor. Bine v-am regăsit. Am zis eu că nu mai e seara la plimbare, dar uite că trebuie. Suntem pe DJ 178A, drumul care face legătura între Suceava și Costâna. Suntem la Mihoveni, cred că am intrat în Mihoveni. E, ce vedeți, domnile voastre, în seara asta aici s-a lăsat cu daună totală pentru cel puțin 3 cel puțin 3 mașini. De ce? Din această cauză. Aici lumina se aprinde destul de târziu, iar groapa acum e semnalizată, dar nu era semnalizată înainte. Semnalizată de cei 3 șoferi care... Haideți să vă arăt cam ce minune e vorba. Despre asta e vorba, doamnelor, domnilor. Despre aceasta, asta cred că e prietena, de fratele de cruce a celor care au vulcanizare aici în Mihoveni, că altfel nu mă lămuresc. E cu daună totală. Cine intră aici? Asta să vedem să facă. Aula, aula. Ia uitați aici. Deci intră câte asta? Are vreo 7, 20 de centimetri, garantat. Asta e cu daună totală. E cu daună totală, vii din deal, liniștit, cu mincior și dacă e întuneric, cum a prins povestea asta, au, pe mijloc, adică n-ai ce să-i mai, n-ai cum să nu mai. Iar unul dintre fericiții cu ghilimele de rigoare este domnul Cornelu Popovici. Bună seara, domnul Popovici. Îmi pare rău că... Da, am găsit o modalitate de apărat din nou. Apărat din nou. Aoleu, dar asta nu o să stea aici, la ce vântoasă e, asta nu o să... Nu, dar e ce am putut noi face, că de altfel mai găseați, pentru că cele 3 mai găseați vreo 5. Și-l lăsați aici, faceți donații? Păi pot să-l las, chiar dacă o să dea cineva, mai bine să se fie semnalizat cumva. Dar cum, 3 mașini ați, ia uitați-le pe cele 3 care le vedeți acolo pe dreapta? Și de ce îți vine din contrasens? Dacă ții mașini din contrasens și lumina te orbește, te lui cu toate la rând. N-ai nicio șansă. Șofer, știi ce se poate întâmpla. Și ce faceți acum? Ați sunat? Vine să vă tracteze? Ce faceți? Nu, în seara asta nu mai găsesc pe nimeni. Probabil o să vin mâine și o să o ridic de aici, pentru că trebuie o platformă să o ia. Și... Nu e o groapă apărută de ieri de astăzi. Nu, aia e vechiuță. Aia este vechiuț, aia este vechi. Ce m-a determinat ca să chentrez, e faptul că se poate întâmpla o tragedie aici. Intri în groapă, îți plângești o roată, ori te duci pe contrasens în altă mașină, ori te duci în gard, unde ferești. Undeva o duci, ia uite, să și vezi. Vorbim de siguranță, vorbim de faptul că avem multă treabă, dar în final se vede. Da. Știți? Da, urât momentul, într-adevăr, foarte, foarte periculos. De Consiliul Local. Consiliul Local va spune că e la limită între extravilanul și intravilanul localității. Da. Dragilor, 3 mașini. 3 mașini una după alta. Domnul Popovici a prins așa lumina, semi-umbra cu întunericul. Bănuiesc că aia a fost, ăla a fost momentul. Că era și întuneric, nu erau prinse becurile? Nu erau prinse becurile și o perioadă, de un interval de timp când noi fugitim. A, uitați. 3 sunt. Din fericiții. Fericiții, da, vine din Franța. Și l-am întrebat, domnule, familia din Franța și până în România, câte gropi ai prins? A început să râdă, domnule, să-l întreba ce o să vedea. Ai, sărac. Da. 3 bucăți, dragilor, 3 bucăți în seara asta și vrem să facem turism de calitate. A, da, omul e cu număr... Da, nici nu mai are rost să vorbim degeaba, dragi.
hai în Bucovina, că aici îți rupi mașina. Sănătate maximă și nu uitați, de fiecare dată vă spun, sus inimile, cu asta rămânem. Sănătate maximă. Și atenție, atenție mare pe unde mergeți, că la noi dezastrui din pas în pas, din kilometru în kilometru, e pericolul, vă așteaptă peste tot. Peste tot.